Când intri în această filieră de a promova și de a comunica, este o regulă care se aplică întotdeauna să fii activ, niciodată să nu te oprești. Deci permanent să inovezi, permanent să comunici. În momentul în care, este regula picăturii japoneze, deci în momentul în care te-ai oprit, să a șters tot ce ai făcut până acum. Deci este esențial. Și plus să captezi orice oportunitate care s-ar De exemplu, în să te anul... pregătești să comunici corect, să fii informat da. despre să cunoști 100% produsul pe care îl promovezi și, și pe nici care nu ne dăm mergirești. seama și aș vrea să ne gândim un pic, să ieșim din acea cutiuță și să ne gândim cât de mult, de fapt, o asemenea campanie cu uh, alias Brad Pitt sau uh, Be Our Guest și a urmat după asta Be Our Guest Again și după asta am avut uh, și alte campanii, cât de mult ele lucrează, de fapt, pentru alte industrii.